În urmă cu aproximativ o lună, Comuna Fărăști avea probleme cu apa. Da, într-adevăr, acum 3 săptămâni, 4 săptămâni, probleme cu apa. În ce sens? Consumul mare de apă și scăderea pânzei freatice. După cum am promis, m-am ținut de cuvânt. Am contactat o firmă de forări și a venit la fața locului. S-au decolmatat cele 3 puțuri existente care s-au executat prin programul SAPARD în 2004, iar mai nou s-a forat la o adâncime de 70 de metri în compuț. Minunea a apărut aseară, în jurul orei 22, când, în urma forărilor, avem la Fărăști apă arteziană. Deci, pe înțelesul tuturor, pânza de freatică cu un debit puternic este la 30-40 de metri. De astăzi înainte, apa care am captat-o și care iese la suprafață fără ajutorul pompilor, va fi distribuit în bazinul de colectare, iar apoi în bazinul de distribuție la Fărăști. Este o realizare mare la care am pus mult suflet, le transmit cetățenilor din Comuna Fărăști să stea liniștit și să nu se ia după cârcotași că vor rămâne fără apă. Asta niciodată, apa asta va fi de acum mulți ani înainte pentru noi, pentru binele Comunii Fărăști. Deci stația de pompe, apa de la cele 3 puțuri se adună în bazinul colector, iar de aici prin 2 megapompe este împinsă la Fărăști în bazinul colector de 200.000 și de la Manolea, iar acolo prin cădere asigură apa necesară la populație. Începând de zilele viitoare, când voi definitiva cu nou furaj, direct din fântâna arteziană în puțul colector, iar cele 3 puțuri care consumau o energie și care mergeau alternativ, vor interveni în caz de apă o să aibă prea mare consum sau nu va fi suficient. Asta este imposibil, va fi apă destulă pentru toată lumea.